Foarte, foarte scurt revin cu o mică problemă despre ce se întâmplă înainte și ce se întâmplă după campaniile electorale. Ca să nu vă faceți iluzii, nu de alta. E simplu. Notăm cu A ce se întâmplă înainte de alegeri și cu B ce se întâmplă după. Ei bine, istoria ne-a arătat că niciodată, dar niciodată, A nu este egal cu B. Să nu uitați asta, da? Până și Iohannis va avea mari probleme cu aceste egalități, oricât de bun ar fi la mate fizică. N-o să iasă calculele, domnule. Îl puneți sau nu îl puneți pe Traian Băsescu? Nu vreau să-l văd pe Traian Băsescu premier. Și nu-l veți pune pe Traian Băsescu premier? Nu-l voi pune. E, stați puțin. Nu zic că o să-l pun acum premier pe Băsescu. Mai ales că nici Băsescu nu vrea, domne. A spus foarte clar că nu vrea să fie prim-ministru, deși, crede el, ar fi cel mai bun prim-ministru posibil. Zic doar așa ca idee. Voi repeta chestia asta terapeutic, preventiv, ca să nu ne facem, sau mai exact, să nu vă faceți iluzii. De altfel, istoria e plină de exemple de-astea cu oameni care s-au răzgândit. Eu nu vreau și nu o să fiu niciodată primul ministru al lui Traian Băsescu. Niciodată. Eu nu sunt nici Emil Boc, nici Mihai Răzvan Ungureanu să mă pună Băsescu în funcții când vrea el, nici măcar la mișto. Vă rog, domnule prim-ministru. Vă mulțumesc. Bună seara. Aș dori să vă comunic faptul că în această seară, conform prevederilor constituționale, mi-a fost încredințat de către președintele țării un mandat de a încerca să formăm un nou guvern. Este un moment special în viața noastră politică. Atât, gata, domnule, gata. V-am zis că voi fi foarte scurt, nu? Gata, v-am promis. Iar la mine să știți că A este egal cu B. Eu nu-s cu politica, domnule, și nici nu o să fiu vreodată. Sau na, cine știe, acum...